Salutare, prieteni! După cum știți, au trecut 3 ani de la începerea proiectului nostru numit Orășan la Țară. De-a lungul a 3 ani de zile, proiectul a tot evoluat și a avansat și acum ne apropiem de aproape 30.000 de urmăritori. Un lucru fabulos pe care noi nu l-am prevăzut atunci când am început. Așa că video de astăzi e o dare de seamă despre ce s-a întâmplat până acum cu canalul de YouTube Orășan la Țară, cu gospodăria noastră și ce planuri și proiecte avem de viitor. Proiectul Orășan la Țară pe YouTube a început prin a vă arăta timid din părți din gospodăria noastră, din ce animale avem, cum evoluează ele, cum le adăpostim, cum le îngrijim și așa mai departe. Și de-a lungul timpului acest proiect s-a transformat în a deveni noi mai curajoși, să vă arătăm mai mult din provocările care ni se ridică atunci când creștem animale. Și provocările astea sunt foarte multe. S-ar putea să vi se pară simplu, e dificil să arăți provocările și părțile rele din a locui la țară. Deși toată lumea are astea. Toată lumea are pierderi în gospodărie, îi mor animale sau îi le atacă animalele sălbatice sau se întâmplă multe lucruri la țară cu care trebuie să fii pregătit să faci față. Și de aia noi vi le arătăm, dacă aveți plan să vă mutați la țară, să puteți face asta puțin mai relaxat. Că toată lumea vrea să vadă partea fascinantă, partea fermecătoare a trăitului la țară, aceea în care stai pe terasă sau la măsuța ta din grădină, ascultând păsărelele și bându-ți cafeaua, ceaiul sau ce îți face ție plăcere. Însă, dincolo de acea barieră, e foarte, foarte multă muncă, pentru că la țară trebuie să întreții spațiul din jurul tău și dacă ai animale, trebuie să umbli după ele zi de zi, în fiecare zi. Începând să vă arătăm tot mai mult din gospodăria noastră și din stilul nostru de viață, ne dăm seama că treptat devenim persoane publice. Și asta ne afectează un pic, pentru că noi nu ne dorim asta. Sigur că noi ne dorim să facem vlogging, vrem să fim prezenți pe YouTube și o parte din răsplata pe care noi o primim este un minim venit pe care îl obținem din acest canal de YouTube. Însă nu ne dorim să fim faimoși, nu ne dorim să fim, pe unde recunoscuți și cunoscuți de toată lumea. Principala noastră prioritate este să ne trăim viața fericiți în locul în care suntem așezați. Mă bucur să văd că dezvoltăm o comunitate de oameni care admiră traiul la țară și care cărora le place să ne urmărească ce facem noi, aventura noastră de orășeni în relație cu animalele și gospodăria noastră în general. Putem să spunem așadar că trecem printr-o constantă perioadă de tranziție în evoluția canalului de YouTube Orășan la Țară. Pentru că am început simplu cu niște animale și ne-am dezvoltat apoi treptat în a arăta din grădinărit, din rețetele culinare pe care noi le facem, din activitățile generale din gospodărie, din diverse lucruri care se întâmplă. Am trecut apoi la face ocazional și interviuri cu diverse persoane pe care noi le cunoaștem sau pe care le considerăm interesante în zona noastră rurală și în ce privește traiul fericit la țară în general și din punctul de vedere al evoluției canalului Orășan la Țară, tranziția asta ne costă foarte mult, pentru că YouTube-ul recomandă cel mai frecvent acele tipuri de videoclipuri cu care oamenii sunt obișnuiți. Și noi când schimbăm constant câte ceva, suntem mereu în dificultate de a ne găsi publicul acela interesat de ce facem noi la momentul respectiv. Însă, în general, noi ne dorim să arătăm fericirea noastră în stilul de viață la țară, în țară, în România, chiar dacă asta prezintă foarte multe provocări și o să începem să facem mai multe videoclipuri ca și acesta în care discutăm părerea noastră despre probleme generale, pentru că și noi am fost imigranți în țări străine, în Europa, dar ne-am hotărât să ne întoarcem acasă, să ne trăim viața pe pământ românesc și să ne bucurăm de un acasă în România, în Maramureș. Cred că mulți dintre voi ne urmăriți videoclipurile noastre pentru că suntem sinceri, reali și deschiși. Și cred că sinceritatea asta, deschiderea asta noastră, pe de altă parte, ne costă. O să vă dau câteva exemple. Mi-am exprimat părerea deschisă despre rasa de capre anglo-nubian. Și am primit foarte multe reproșuri de la cei care dețin acele tipuri de capre. Sigur, ele sunt capre scumpe, dar sunt și problematice și fiecare are părerile și preferințele lui. Al doilea exemplu este că spunem constant despre faptul că ne place să locuim la țară și să muncim în gospodărie. Dar nimănui nu-i place să audă că noi vrem să facem un venit din gospodăria noastră. Asta deja pare dificil și complicat. Și cei mai mulți oameni, atunci când noi facem niște calcule, niște estimări, niște prognoze și niște așteptări despre cât ar trebui să coste produsul X sau Y pentru care noi muncim un an de zile sau când muncim,
Cei mai mulți români aruncă cu reproșuri. Ei consideră că ne dorim prea mult sau suntem prea hapsâni sau poate că suntem prea puturoși că n-avem un loc de muncă decât ăsta de a posta pe YouTube, deși să știți că și asta e o muncă constantă și foarte, foarte susținută. Foarte obositoare uneori. Un al treilea exemplu ar putea fi faptul că nouă ne place să locuim la țară, în zona rurală. Și partea negativă pe care cu siguranță unii dintre voi o vedeți este că ne place să trăim la țară așa cum vrem noi. Cei mai mulți oameni își imaginează că dacă locuiești la țară trebuie să fii într-un fel sau să te înțelegi bine cu toți vecinii sau sigur că ne dorim asta. Dar noi ca și străini veniți la sat suntem rare ori acceptați. Avem părerile noastre, trăim mai restrâns în gospodăria noastră, încercăm să nu deranjăm pe nimeni, dar observăm că țăranii autentici, autohtoni, nu prea acceptă stilul nostru de viață. Și dacă ne urmăriți videoclipurile noastre de ceva vreme, sigur ați văzut asta de-a lungul timpului. Al patrulea exemplu este că noi ne expunem public, însă alegem ce să expunem public. În foarte multe comentarii, lumea ne întreabă de unde sunteți. Suntem în Maramureș și numai atât vrem să spunem deocamdată. Pentru că au fost situații în online cu oameni care au devenit faimoși sau cunoscuți și au fost copleșiți de numărul de oameni care i-au vizitat spontan datorită faptului că îi admiră și așa mai departe. Însă fiecare are viața lui privată și noi ne dorim să o păstrăm privată atât de mult cât putem. Așa că deocamdată nu vă spunem unde suntem decât că în Maramureș. Și alegem așadar, cu excepția videoclipurilor pe care le postăm pe YouTube, să rămânem în rest, în mare parte, privați. Vă încurajăm, dacă vă place de noi, să continuați să ne urmăriți, pentru că noi vom arăta cu sinceritate și cu deschidere tot ce se întâmplă cu bune și rele în gospodăria noastră și ne pregătim, cred că va sosi în curând momentul, când vom arăta mai multe. Avem în plan proiecte de viitor în care să facem workshop-uri, așa cum am zis la începutul 2023, sau cursuri de creștere a caprelor, sau de gospodărire la țară și așa mai departe. Însă deocamdată copiii noștri fiind mici, având timp limitat, pentru că sigur nu avem foarte multe animale, chiar vorbeam recent cu Darius din Sălaj și am aflat de la el că are o grămadă de stup de albine. Când i-am spus că eu am doar 3 stupi și mă bucur tare mult de ei, oarecum gândindu-mă așa prin comparație, eu mă postez și mă afișez pe YouTube în felul meu natural, de faptul că mă bucur de acei 3 stupi de albine, de o bivoliță și un pui de bivoliță, de câteva capre și de ce avem noi în jurul nostru, mi-am dat seama că noi nu avem o gospodărie fabuloasă, cu numere impresionante, capete de animale sau un număr copleșitor de stup de albine. Și să vă spun drept, nici nu-mi doresc să am foarte multe animale. Eu îmi doresc în continuare să am atâtea animale cât ne permite spațiul în care locuim, gospodăria noastră, pentru că suntem limitați de suprafața de teren, de timpul pe care îl avem. Trebuie să ne împărțim timpul între creșterea copiilor, între îngrijirea animalelor, între lucrări de mentenanță la casa asta și la cealaltă gospodărie pe care am cumpărat-o recent. De multe ori suntem copleșiți de volumul de muncă pe care trebuie să-l facem în fiecare zi sau de-a lungul anului, când dacă te uiți în urmă vezi o evoluție și un progres însemnat. Și ajungem acum la principala întrebare a acestui video. Ce urmează în proiectul Orășan la Țară? Ce se întâmplă cu acest proiect? Pentru că noi batem această cărare de 3 ani de zile, vedem o evoluție, nu e o evoluție spectaculoasă, dar e o evoluție foarte bună și o apreciem foarte mult. Vă mulțumim tuturor celor care sunteți abonați la canalul Orășan la Țară și sunteți parte din comunitatea aceasta de entuziaști de a locui și de a trăi la țară. Vor urma proiecte foarte interesante, așa că vă invităm să fiți în continuare alături de noi și dacă nu sunteți abonați, să vă abonați la acest canal Orășan la Țară. Vom continua așadar cu creșterea animalelor din gospodăria noastră. Reglăm constant numărul capetelor de animale, pentru că dacă trecem mai mult înspre a avea una sau două bivolițe care să ne producă lapte de-a lungul anului, suprafața de teren ne condiționează să reducem un pic din câteva capre, că nu avem multe, avem 10-12 capete de capre acum. Dar probabil în viitorul apropiat vom reduce la 4-5-6 capre în total. Și uite așa, trebuie să reglăm constant parametrii gospodăriei noastre.
S-ar putea anul acesta să renunțăm la purcica Ludmila și să găsim o altă purcică care să fie o matcă bună pentru gospodăria noastră și posibil să avem câte un purcel doi de vânzare. Despre bivolițe pot să vă spun că nu sunt convins că spațiul și adăposturile noastre permit un număr mai mare de 2 sau 3 bivolițe în total pe suprafața de teren ce o deținem, așa că numărul de 3 bivolițe cred că ar fi maximul pe care ni-l permitem să îl luăm în socoteală la momentul de față. O să continui să lucrez cu albinele pentru că îmi place foarte mult îndeletnicirea asta și consider că e una foarte importantă pentru noi ca și consumatori de miere și de alte produse apicole. Însă cred că limita de stup de albine de familie pe care mi-o doresc să o dețin este între 5 și 10 familii. Cam acolo cred că o să pot să am timp suficient să mă ocup de ele și să-mi și placă, să nu o consider o muncă, o povară, o corvoadă. 2024, pe de altă parte, este un an foarte interesant pentru noi, deoarece am finalizat documentația de punere în regulă a actelor, a moștenirii, a succesiunii, tot ce a ținut de gospodăria din Cătunul din Maramureș, de care vă zicem în continuare o locație secretă. Dar sperăm ca acea locație să devină treptat, poate chiar până la sfârșitul 2024, o locație de găzduire. În anul 2024, în paralel cu videoclipuri despre animale și gospodăria noastră de aici, o să postăm mult mai des despre așa numita gospodărie din Cătun, la care vom lucra foarte mult în acest an. Avem multe proiecte și trebuie să începem cu a face garduri, cu împrejmuirea acelui teren, acelor suprafețe, pentru că am început deja plantarea unor puieți de pomi fructiferi și din păcate în zona respectivă umblă foarte multe căprioare, mistreți, animale sălbatice, dar și animale domestice, cum sunt vacile, oile și caprele, care merg la păscut în zonă, și atunci când ai puieți, animalele tind să le distrugă. O să fie o provocare importantă, pentru că trebuie să aducem și modernizarea acelui spațiu. În momentul de față nu avem curent acolo. Geamurile sunt foarte rele, acoperișurile pe ambele construcții sunt foarte rele, nu sunt garduri. Structura e bună la pereți și la ziduri, cel puțin la șura aia din cărămidă, însă vrem să-l transformăm treptat într-un spațiu de cazare, un spațiu de recreere, un spațiu în care, pentru că e un spațiu destul de amplu și de larg, avem aproximativ un hectar și ceva acolo, în două terenuri, loturi separate, dar apropiat unul de altul, și credem că e un spațiu destul de mare pentru recreere, chiar și pentru workshop-uri de creștere a animalelor, despre traiul la țară și așa mai departe, lucru pe care vrem să le facem în viitor. Evenimente, de orice fel, și așteptăm sugestiile voastre, poate ne dați sugestii în comentarii, căutăm soluții, să vă implicăm pe voi, urmăritorii noștri, care sunteți din zona Maramureșului și vreți să faceți un pic de voluntariat, să zicem, sau poate vreți să faceți un schimb de experiență, poate vreți să povestim mai mult și mai amplu despre a crește animalul X sau Y, despre experiența noastră la țară și așa mai departe. Și putem face un schimb de experiență în care posibil să vă putem oferi, adică sigur ne gândim să vă oferim de mâncare și un loc unde să dormiți, și în timp ce noi povestim, poate ne și ajutați la anumite lucrări gospodărești din acea gospodărie din Cătun. Pentru că văd că asta e o chestie foarte, foarte amplă și foarte, foarte la modă în spațiul online. Sigur că și asta o să-mi atragă unele critici de la voi, dar asta este, îmi asum. Deci suntem foarte nerăbdători și foarte entuziasmați despre ce vom face la gospodăria din Cătun în 2024. Sperăm ca prin aceste vloguri să vă încurajăm, în principal, pe cei care vreți să apucați viața la țară, să o apucați cu curaj și cu hotărâre, pentru că se poate. Însă trebuie să vă informați foarte bine, să căutați informații, pentru că informațiile sunt la îndemână pe internet. Și dacă veți face asta, cu siguranță veți reuși să vă mutați, să locuiți la țară și chiar să creșteți animale cum facem noi. Dragilor, ăsta e video de astăzi. Sunt curios să citesc comentariile voastre și sunt curios să văd câte like-uri să primesc. Vă mulțumesc pentru vizionare, vă salut și ne vedem data viitoare.